cu copiii de 13-14 ani, credinciosul care era cu ei și care vroia să-i facă să înțeleagă ce însemnează credința, le face următoarea experiență cu ei. Avea, cum erau pe vremuri, lucrurile se întâmplau de mult, scoate de undeva dintr-un buzunar micuț al pantalonului un ceas de aur, un frumos ceas de aur, care era lucru foarte scump pentru vremea aceea, aceasta probabil se întâmpla acum vreo 100 de ani în urmă, când foarte puțin aveau ceas. Și credinciosul le spune copilor următorul lucru. Copii, sunt aici copii, copii, cine vine primul la mine, primește ceasul ăsta de aur. Copiilor nu le venea să creadă. Se codeau, murmurau și niciunul nu îndrăznea să vină. Ce? Adică ne crede proști? Să mă duc până acolo și tot să râdă de mine că am crezut ce spune învățătorul? Nu, nu mă duc. Și învățătorul invită din nou. Cine vine primul la mine, primește ceasul ăsta de aur. Iarăși murmure, codeli, cuvinte înfundate, dar într-un târziu, un copil s-a ridicat din bancă, cu baști mizi, a venit spre catedră unde era învățătorul, a întins fios mâna și învățătorul a întins ceasul, băiatul a prins ceasul în palmă și a plecat la loc. Dar când se îndrepta spre locul lui, se uita cu coada ochiului la învățător și zicea, cumva învățătorul va zice, chiar ai crezut că dacă vii până aici o să-ți dau această bunătate de ceas de aur? Da, așa ceva nu s-a auzit. Ajuns în banca lui, s-a așezat. Tăcere de mormânt! Învățătorul n-a zis nimic. El chiar dorea această tăcere semnificativă. Într-un târziu, unul din copii a îndrăznit să zică, chiar i-ați dat ceasul lui? Sigur, am promis și m-am ținut de cuvânt. Un alt copil. Și l-ați dat gratis? Sigur, așa am zis și așa am făcut. Și altul, și l-ați dat de tot? Nu trebuie să vi-l dea niciodată înapoi? Sigur! Și acum se aud voci multe și toți copiii repetă în cor. Vai, dacă aș fi știut! Nu, spune învățătorul, nu spuneți dacă aș fi știut. Pentru că a știut, nu va vorbi clar, n-ați înțeles cuvintele mele. De ce nu sunteți sinceri ca să spuneți corect? Vai, dacă aș fi crezut! Voi ați știut, dar n-ați crezut. Când va veni Domnul Iisus pe norii cerului, mare va fi uluiala celor necredincioși. Și mulți vor zice atunci, vai, dacă aș fi știut, nu, ci vai, dacă aș fi crezut. Iubiților, aici nu este vorba de un ceas de aur care să vi se oferă. Vi se oferă o veșnicie. Vi se oferă iertarea tuturor păcatelor. Ce dar este ăsta? Toate păcatele pe care le-ați făcut până acum. Ați făcut păcate? Cu grămadă ați făcut. Nu trebuie să le spuneți nimănui. Pentru că toate aceste păcate, toate sunt iertate. Domnul Iisus vine și vă oferă iertare pentru toate păcatele pe care le-ați făcut. Domnul Iisus vine să spele cu sângele Lui toată murdăria păcatului de pe sufletul dumneavoastră. Domnul Iisus vrea să vină să vă facă curați, să vă puteți apropia de Dumnezeu. Domnul Iisus vine să vă ofere eliberarea din robia patimilor. Nu e așa că de multe ori vreți să nu mai drăguiți? Tot mereu să drăgui, toate păsările din grădină, să drăgui legumele care îți cresc acolo, animalele din graj, să drăgui copiii, să drăgui soțul, să drăgui soțul. Mereu, mereu cu drăguiala pe buze. Nu e așa că, măcar câteodată, vă trece așa când, prin gândul acesta, Doamne, ce vrea să scap să nu mai drăgui și eu, Doamne? Ce urât este, Doamne, să vorbesc așa cu copiii mei, pe care îi iubesc și cu soțul meu la care țin. Mereu să-l dau dracului și vrei să faci lucrul acesta. Poți? Nu poți. Numai Domnul Iisus vine. De aceea vine Domnul Iisus. Nu mai se rezolve problema păcatelor noastre să le spele cu sângele Său și să aducă eliberare din dependența aceasta de atâtea vicii și atâtea patii în care ne stăpânesc. Fie că este vorba de beție. Câți nu vreți să scăpați de beție, nu e așa? Câți nu vreți să ziceți nu alcoolului cât vedeți ce prăpăd v-a adus și în ce stare vă aduce beția? Cât poți să scap? Cum să poți să scap? Nu poți să scap! Ai nevoie de puterea Domnului Iisus Hristos. Bine, Domnul Iisus Hristos este Cel care îți oferă eliberare.
Domnul Iisus este acela, mai mult decât atât, te înfiază prin puterea Duhului Sfânt, te face un copil al lui Dumnezeu, îți dă o natură nouă, îți dă o structură nouă, îți dă o fire nouă. Domnul Iisus este acela care îți dă viza pentru cer, care îți dă pașaportul pentru cer. Tu doar trebuie să-L primești. Îl primești? Asta e problema. Credința însemnează, credința însemnează cunoaștere, credința înseamnă să-L cunoști, să știi despre ce este vorba, și acum ați auzit. Credința însemnează deschidere, pentru că Domnul Iisus stă la ușa inimii și bate. Credința însemnează primire. Credința însemnează să ai această atitudine, să spui mulțumesc, Doamne, pentru darul acesta pe care mi l-ai dat. Și nu în ultimul rând, credința însemnează încredere. Încredere deplină Domnul Iisus Hristos. Știți că din Biblie aflăm ceva ciudat, care nu mi se pare anormal, dar este o realitate. Și dracii cred în Dumnezeu. Și se înfioară. Reține, dracii cred în Dumnezeu, dracii se tem de Dumnezeu și cu toate acestea dracii nu sunt creștini. Și aceasta pentru că există credință și credință. Există o credință teoretică, rațională, logică, care acceptă că este Dumnezeu. Și astăzi tot mai mulți oameni recunosc, da, trebuie să fie un creator, trebuie să fie cineva care a dat viață. Nu se poate toate lucrurile acestea frumoase, toate legile acestea, toată perfecțiunea care există în jurul nostru, nu se poate să apară la întâmplare. Dar aceasta nu mântuie pe nimeni. Această credință teoretică, aceasta, să știi că Domnul Iisus Hristos a venit din cer, nu asta te mântuie. Să știi că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce pentru dumneata, nu asta te mântuie. Să știi că Domnul Iisus Hristos vine cu sângele Lui să spele, și este gata cu sângele Lui să spele păcatele tale. Nu asta te mântuie. Ce mântuie în final? Încrederea în El. Să te încrezi în El, să te abandonezi Lui, să te predai Lui în întregime. Spunea odată un om, un director de închisoare, întrebându-i pe apostol, domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Și apostolul îi răspund, crede în Domnul Iisus. Mare lucru este să-L recunoști pe Domnul Iisus ca stăpână al vieții tale. Ăsta este mântuirea. Să te încrezi în El, să crezi că El este acela care te iartă, să crezi că este acela care este gata să intre în inima ta, și să crezi că El este acela care îți rezolvă toate problemele tale sufletești. Azi nu trebuie să crezi. Azi totul îți oferă posibilitatea care te obligă să accepți, dar cu asta n-ai făcut nimic, că tu accepți că este Dumnezeu, că și dracii cred, ideea că este Dumnezeu și admit că există Dumnezeu, dar cu toate acestea tot dragi rămân, tot în iad se duc. Atunci ce trebuie să mai fac? Din nou, pe acest Dumnezeu să-L primești în viața ta, să creadă toată ființa ta în El, să trăiești funcție de El în toate amănuntele vieții dumitale. El să fie Domn, El să fie stăpânul ființei dumitale. Așa cum spunea Pavel când a fost întrebat, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Iubiților, pocăința și credința, recunoașterea stării de păcat, recunoașterea păcătoșilor, să -ți pară rău pentru păcatele pe care le-ai făcut, să le mărturisești Domnului, să spui, Doamne, nu vreau să le mai fac, și credința în Domnul Iisus Hristos. Înainte de a încheia, aș vrea să ne aducem din nou cu gândul la Golgota. La Golgota. Domnul Iisus Hristos a venit din cer cu gândul acesta special să moară pentru mine, să moară pentru dumneavoastră, să-și verse sângele pentru mine, să plătească lui Dumnezeu ceea ce nu puteam plăti eu niciodată, să rezolve problema păcatelor. Domnul Iisus a venit special să moară. Pentru asta a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ. Pentru asta s-a întrupat. Ne aducem aminte și în seara aceasta de faptul că Domnul Iisus Hristos a fost pânduit, Domnul Iisus Hristos a fost biciuit, a fost pus la stâlpul de tortură, Domnul Iisus Hristos a fost scuipat în obraz, Domnul Iisus Hristos i s-a pus o frunte